Accident grav pe o stradă din capitală. O femeie însărcinată a ajuns la spital după ce mașina în care se afla s-a tamponat violent cu un alt autoturism. Totul s-a petrecut în seara de 4 octombrie, în jurul orei 23, pe strada Hâncești, din cartierul Telecentru al capitalei. Din motive deocamdată necunoscute, două mașini de marcă s-au ciocnit violent. Un automobil condus de un tânăr de 19 ani a tamponat un alt autoturism, la volanul căruia se afla un șofer de 23 de ani. Unul dintre martorii accidentului a fost și consilierul socialist Alexandru Odințov. Acesta a scris pe o rețea de socializare că șoferul de 19 ani ar fi fost în stare de ebrietate avansată și ar fi intrat violent în cealaltă mașină, în care se afla pe bancheta din față o femeie însărcinată. Informația nu a fost confirmată deocamdată de poliție. La fața locului a fost solicitată ambulanța care a transportat pasagera de 33 de ani la spital. Pacienta a fost transportată la spital și consultată de către medici, oferindu-i se asistența medicală specializată. Nu a fost necesară internarea acesteia, întrucât femeia a suferit contuzii a țesuturilor moi ale capului. Atât pacienta cât și fătul se află în afara oricărui pericol. Deocamdată nu se cunoaște care dintre șoferi este vinovat și nici sancțiunea cu care se va alege acesta. Conform legii, producerea unui accident de circulație de către conducătorii care urcă în stare de ebrietate la volan, încălcare care a dus din imprudență la rănirea unei persoane, se pedepsește cu o amendă de până la 50.000 de lei sau detenție de până la 4 ani, cu privarea de dreptul de a conduce vehicule până la 5 ani. Poliția cercetează cazul.